veniți și a întâlnit cu el în casa lui. Glorie, cinste și mărire. Nu sunt faptele noastre, ci el e bun și îndurător încă cu noi. Aș vrea ca să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a dat posibilitatea de a face parte din poporul lui. Și nu ne-a lăsat în rătăcirea noastră să rătăcim și noi, ca niște voi pierdute. Și-a întins mâna și-a scos de acolo unde am fost fiecare, de mâncerea păcatului. Și azi, același lucru face pentru fiecare. Ne așteaptă, ne așteaptă cu roate de zi să venim să ne întâlnim cu El. Până nu e prea târziu, azi este încă o zi de har. O zi în care putem să cugetăm la ceea ce am făcut până acum, la starea noastră, la viața noastră credincios, care am avut-o până aici, și la ceea ce trebuie să facem de aici încolo. Și Dumnezeu să ne dea putere să alegem, să facem alegerea cea bună, de a alege binele. Ne face voia Dumnezeu. Mulțumesc Domnului că ne-a stat să ne vedem din nou fețele. Au trecut puțină vreme, poate câteva luni de când nu ne-am văzut. Și n-am putut să plec înapoi ceva, odinită nimeni de a veni și de a ne întâlni din nou. Am spus că nu pot să plec niciodată să plec înapoi în Germania, până nu trebuie să vă văd. Pentru mine sunteți ca și familia mea. Și mă bucur și vă port cu mine acolo, sunt eu departe. Ascultam la îndemnul fratelui Adrian și așa vorbește Dumnezeu, dar noi trebuie să fim cu luare minte la ceea ce spune El, de la cele 10 fecioare. Toate erau fecioare, toate erau înțelepte, dar nu te-au fost pregătite. Doar 5 s-au pregătit așa cum a vrut Domnul, pentru întâlnirea cu El. Doar 5 aveau destul ulei în candele. Și celelalte aveau? Dar nu te-a ajuns. Așa și noi. Nu te-a ajuns că facem parte în Părul Dumnezeu. Și mai trebuie să facem ceva. Trebuie să ne pregătim în fiecare zi. A văzut? Așa ca și într-o meserie. Meseria care nu face pământului. În meseria de zi cu zi. Tot timpul ne perfecționăm. Trebuie să învățăm altceva. Să facem tot mai mult, mai mult. Răște care cu căinței. Nu e ajuns să stăm acolo jos, să ne hrim doar cu lapte de pornicesc, să fim mulțumiți cu care aceea de jos. Nu. Trebuie fiecare zi să creștem mai mult după pensie și Domnul să ne ajute. Aș vrea cum dar rugăciune să facem pentru poporul Dumnezeu. Din lungul și latul pământului. Așa cum spunea și fratele Adrian, te vorbește foarte mult acum despre votul acesta, despre legea care trebuie să deie. Asta este o încercare pentru noi. Biblia spune despre lucrul ăsta. A fost și va fi în continuare. Dar spune că va fi vai de mine. Noi suntem în legea Domnului, că și Domnul va lucra. Orice va veni, noi să rămânem lângă El. Rugați-vă pentru copiii voștri, pentru tineretul casei Domnului. Mă bucur când văd copiii în casa Domnului. Chiar spuneam fratelui care au slujit joi, după ce a terminat, am încurajat, am spus că mi-a plăcut și am fost cercetat de îndemnul care l-a dat el. M-am bucurat că am văzut cum fratele meu slujește cu atâta putere și Dumnezeu vorbește prin el. Și vrea să fie mai mult și rugați-vă pentru el ca Dumnezeu să scoată, să ridice. Să rugăm ca Dumnezeu să-mi dă putere să mergem înainte pe cale, să luptăm lupta cea bună. El să fie la cârma noastră. Vedeți, dragii mei, că de multe ori ne grăbim și luăm lucrurile așa în pripă, în gravă, nu ne gândim la consecințe, la ceea ce se va întâmpla și pe urmă ne pare rău. Totuși, e bine când ne pare rău, când ne ducem aminte și ne pare rău și nu mai facem. Și ne îndreptăm. Și Domnul să ne ajute. Am găsit aici, uitați ce spune aici în Apocalipsa. Spune, și a văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și mulți au fost judecați cu faptele lor, după cele ce erau scrise în cartea aceea. După faptele mele, dar noastră după faptele noastre. Trebuie să fiți conștienți de fiecare faptă și eu la fel. De ceea ce fac, voi da supăteală. Deci nu pot să scap. Nu am cum să scap. Fiindcă El nu vede, nici nu te ascund. Dacă ar fi în fundul mării, deci, fii atent ce spune mai departe. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Mulți au murit în mare, nu mai găsit nimeni. Nu știu, Dumnezeu, judecății, vor veni la judecată și ei.
Sfetelor, să vă rugați pentru judecată. Avem dreptate oameni buni și nu luptă ușoară. Nu ușor. Lupta trâncene, care zi de zi e mai grea pentru noi credincioșii. A fost grea și va fi și mai grea. Fiindcă vremea este tot mai scurtă. Atât pentru noi, cât și pentru cel rău care răvânește. Vedeți, oameni buni, un simplu cuvânt scris în Constituție, cum mă dezbate omul, cum îl întoarce înspre rău. Dar Dumnezeu ne-a omilosat dreptarul, ceea ce găsim în Biblie, adevărul. Mulți spun că, nu știu, Domnul să binecuvânteze pe toți ce îi folosește Dumnezeu. Mulți spun, eu am o întrebare despre Biblie, din Biblie spun, eu am o întrebare, dar voi cum stați? Eu am o întrebare așa. Eu cred că Biblia nu e o carte de întrebări, ci Biblia e o carte de răspunsuri. Acolo cauți, acolo găsești răspunsul. Întrebarea o am eu pentru mine și răspunsul l-am aici. Dar trebuie să-l cauți, să-l să fie Domnul. Iar în fiecare zi care trece, ați văzut, hrănești trupul bine, că se vede, gălat, așa. Stau bine, mă strâng hainele. Așa trebuie și sufletul, zilnic. Că dacă nu, mă răcesc. Azi citesc un verset, dimineața așa, mai supărat, mai somnoros. Mă rog, 2 minute, 3, mă scol, plec la muncă, Domnul e cu mine, mă călăuzește, îmi poate de grijă, îmi dă de mâncare, îmi dă putere să muncesc, câte și mai câte, vin seara, dacă mă rog bine, dacă nu mă pun în pat. Și sufletul meu ce face? Moare. Moare și voi fi rece. Prima și prima dată, părerea mea este că trebuie să hrănim sufletul, să dăm lui ce-i trebuie. Căci trupul va rămâne, va merge acolo de unde vine în țărână. Dar sufletul va merge unde am pregătit. Aia trebuie să ne gândim. Domnul, trebuie să lupta cea bună. În fiecare zi care trece să ne apropiem mai mult. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Nu știm cât va dura. Dacă vă duceți aminte, de fiecare dată spun asta. Nu știm cât va dura. Poate unul dintre noi la noapte vom pleca. Poate și mereu, poate în clipa următoare vom pleca. Nu știm cât va sfârși călătoria. Dar așa trebuie să trăim azi, ca și cum am murit mâine. În fiecare zi să ne pregătim. Eu știu că e greu. E foarte greu. Adică nici la poporul Israel nu i-a fost ușor. Dar atunci când se intre în țară, s-au întors înapoi spre pustiu. Nu mergem. Vrem pustiu, vrem înapoi. Și s-au rătăcit încă 40 de ani. Așa și omul. Dumnezeu cheamă. Cheamă și iară cheamă. Veniți și iară veniți. Întoarceți-vă din calea voastră și iară. Veniți ca să-mi dispus să vă iert astăzi, mâine nu. Dar omul nu vrea. Uitați ce scrie cu Dumnezeu, cum cheamă Dumnezeu oamenii. Toți oamenii, nu numai penticostalii. Pe toți oamenii. Și spune așa. Poporul meu este pornit să depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi, prea înalt, niciunul din ei nu caută să se ridice. Deci nu vrea. E încăpățânat ca un cartor și nu vrea. Eu cred că așa e bine să mă îmbrac, eu cred că așa e bine să vorbesc. Mă uitam la frate, ascultam fratele Adrian despre mărturisirea fratelui, care spunea că nu sunt copiii mei, nu sunt ai mei, frate. E adevărat. Nu sunt ai mei. Dar Biblia spune să simt cu el. Cum să simt cu el? Cum să-L iubesc? Când Dumnezeu, iubiți-vă unul pe alții, că unul pe altul cu dragoste liber făcut așa cum vă iubesc eu. Cum să-L iubesc când spun, nu mă interesează, frate. Nu pot. Să-mi susțin o rugăciune, nu pot. Ce făceam dacă îmi spunea, dăm 10.000 de euro să-mi plătesc operația? Sau dăm să-mi plătesc banca, că vine și mi-a ajutat acasă? Deci în rugăciune nu pot să-mi plec în unghii să-L duc la Dumnezeu. Atât de greu mi-e. Pentru mine e greu. Și atunci pot să spun că sunt pocăit, pot să spun că sunt credincios, nu pocăit. Pot să spun că sunt credincios, pot să spun că cred. Dumnezeu să-mi înțelepcească, să ne puteți să mergem mai departe. Și spune așa, dar tu întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și îndrăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Și Domnul să ne ajute să ne îndrăjdești de-a El. El poate. Mă demuiesc din neputincioși. Facem și noi ce putem. Și bine că facem și dăm silința să facem atât cât putem. Că nici Dumnezeu
Nu ne cere mai mult decât pot. Nu îmi cere, nici nu îmi cere mai mult decât pot, nici nu îmi dă mai mult decât pot să duc. El mă cunoaște, el știe cât pot. Dar depinde de mine. Vreau sau nu vreau. Să spun ceva. Cum vreau aici, așa o să vreau și dincolo. Adică așa o să reușesc și dincolo. Că aici degeaba vreau eu, aici nu vreau. Știți că nu vreau mă încăpățânez, nu vreau să-mi dă o mână de ajutor, nu vreau să mă rog, nu vreau, câte nu vreau să le fac. Dar atunci când va veni venirea, va fi venirea, când Dumnezeu ne va striga, cum striga pe fecioarele alea, atunci eu vreau să aud și vreau să plec și eu. Pleci, dar până unde pleci? Până la judecată și de acolo mergi în partea cealaltă. Că pe pământ nu ai făcut ce trebuie. La masa mea nu poți să stai împreună cu Sfinții, unde toți vom cânta o cântare nouă. Cum? Cum dacă aici nu fac nimic? Nu pentru Dumnezeu, ci pentru mine, pentru sufletul meu. Cum să merg? Cum să stau la masă cu Sfinții? Dacă aici nu stau la masă cu Sfinții, Iisus stătea la masă cu păcătoși, ați văzut? Stătea la masă cu păcătoși și atunci veneau și spuneau, dar cum de stai la masă cu păcătoși? Bă, cu vame și cu ăia. Da, dar vame și ăla Levi, i-a părut rău. L-a chemat în casă și s-a păcăit și el. Acolo, acolo o femeie păcătoasă a venit și i-a spălat picioarele. Acolo, în casa unui vameș. Vameș care și-a lăsat ca să pregătește o masă pentru cineva, că nu era doar Iisus, erau și ucenicii. Ca să pregătești o masă pentru 13 persoane, trebuie să ai timp, trebuie să investești, trebuie să pregătești. Cât îmi trebuie să pregătești? Trebuie să lași totul ca să pregătești. Și-o făcut timp, așa și noi. Trebuie să ne facem timp. El ne dă timp, dar trebuie să-l fac și eu. Chiar astăzi, joi seara, vorbeam cu fratele Tache și spuneam că sper să ajung și ar vrea să ajung vineri seara, la seara de rugăciune. Dacă o să pot și o să-mi fac timp, și azi mă gândeam, eram azi într-o fugă continuă, foarte mult de lucru am avut, și mă rugam, Doamne, fă cumva să ajung, așa am promis că voi ajunge și vreau să ajung. Și uitați că dacă îți dorești din toată inima și vrei să faci, Dumnezeu hotărăște, Dumnezeu te ajută să poți face lucrul ăla. Ar vrea să ne rugăm pentru, așa cum a spus, pentru poporul Dumnezeu, de lungul și latul pământului. Dumnezeu să ne înțelepcească să putem face alegerea cea bună. Amin. Nu știu ce se va întâmpla la vot, după ce se va vota. Poate că se va vota nu așa cum trebuie, se va vota împotrivă. Sau, încă de nu știu ce va fi. Dar să ne rugăm Domnului să ne ține tare pe cale, indiferent ce va veni. Și așa cum am spus în fiecare zi care trece, Dumnezeu să ne ajute să se apropie mai mult de El. Să luptăm, lupta cea bună și El să ne scoate biruitori. Iar dacă va fi să plecăm la noapte, să ne putem întâlni cu El. Rugați-vă așa cum a spus pentru tineretul casei voastre. Ca Dumnezeu să scoată lucrători destoinici. Ei sunt viitorul bisericii. Unii dintre noi sunt de vârsta a doua, alții de a treia. Nu știm când vom pleca. Când va termina? Când va să vă termina și călătoria noastră? Dar ei vor urma. Cunosc o mulțime de tineri care au crescut în biserică. Iar după majorat s-au dus. Să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să se aducă înapoi. Amin. Spune că El va aduce înapoi prinși de război. Amin. Și eu cred lucrul ăsta. Nu hotărâm noi cine merge, cine merge în rai. Nu hotărâm noi. Aia hotărăște El. Dar noi trebuie să-i purtăm în rugăciune. Hai de trei noapte să-i purtăm în rugăciune. Să ne rugăm pentru ceea ce Dumnezeu a hotărât să îi folosească, să fie în crucea poporului. Să ne rugăm ca Dumnezeu să îi folosească după voia Lui, să-i dea ușă de cuvânt, să-i dea înțelepciune, ca ei să păstorească turma așa cum trebuie. Că la seară vorbeam la o bătiță, nu eram în gând să vorbesc despre Moise. Dar așa mi-a dat Dumnezeu. A văzut că Moise 14 ani au păstorit turma în pustiu. Zi de zi. Iar după ce a trecut din pustiu, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Așa spune Biblia. Așa și noi. Nu trebuie să rămânem pe loc. Ci în fiecare zi să propășim, să mergem mai încolo, mai încolo. Amin. Și știu că Biblia este o fântână.
și scoți și citești și în fiecare zi poate că găsești altceva. M-am mirat că după 13 ani de zile am găsit un cuvânt care de-abia acum l-am înțeles. Și l-am citit, nu știu de câte ori l-am citit. Dar așa e când tot scoți, când tot adun. A venit timpul că va trebui să dăm ceea ce am adunat. Dar dacă azi nu adun, nu am ce să dau. Hai să ridicăm o micioare, să ridicăm cu Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. După care așa că am pus, hai să ridicăm Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Vor fi lupte. Ăsta e începutul durerilor. Ăsta e începutul. Sfârșitul nu știu cum o fi, dar știi că va fi. Iar dacă nu ne gândești la Dumnezeu, nu vom putea lupta, nu vom putea birui. Și Domnul să ne dea biruință. Amin. Dumnezeu spune așa, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un strâmb în templul Dumnezeu, în templul Dumnezeului meu. Și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se coboare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Amin. Amin. Ne plecăm capete și ne rugăm Domnului și Dumnezeu să ia aminte la cererea noastră. Amin. Amin.